Salutare lume! Noi azi vrem să ne ducem la plimbare cu copii. E o zi foarte frumoasă afară și nu-i chiar frig. Am luat și drona, poate o să filmăm ceva cu drona. N-am filmat de foarte mult timp cu dânsa și nici bateriile nu sunt încărcate. Dar asta e foarte bine că avem 220 în mașină. Că nu am de la 12 volt să încarci bateriile. Salut, Cinelu! Salut! Așează-te! Ariana! Hai, ești gata? Da! Ducem la plimbare? Da! Da, ce mănuși frumoase ai! Nu am cumpărat! Da! Uite! Da, mama, tata nu a cumpărat! Nu! Hai să ne așezăm! Nu! Stai! Aici. Nu, 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 hai că plecăm, că e frig, hai. Dacă nu-i tare frig, dar puțin frig. Poate singura? Da. Sau să te ajut? Hai, așează-te. Așa să-ți pui tata centură. Pune o mai. Salut, mamica. Mi-e frig cu tine. Da, e frig. Da, Ariana. Оланит, давай. Она плачет музыка Оланит. Смотри, что тут мой фрумушел, что мой фрумушел. Да, какие рядом мегаполис, не знаю, как люди знают. Да, в спате есть депозиты большие. И мегаполис, что вы строишь там, видишь? Да. Nu, dar el se vinde, dar nu știu dacă s-a vândut. Poate totuși să vă faci ceva. Ceva să construiești. Da, water park, plăbire asta ticu. Dar noi să fie de grabă, cred că în vară o să avem water park. Ce are? A, te-a mușcat Rico? Păi l-a luat azi. Mușcat-o papagalul. Dar n-a plăs deloc. Da, noi spun că avem un water park, dar n-a fost niciodată la dânsul. Dar e undeva prin... După Ieloveni. După Ieloveni, acolo. Da, vine și strânge. Da. Fiecare cu balcă. Da, e vechișor, da. Este aici o să faci eca nou. La vară cred că să ne scaldăm aici. Acela nu are așa tobogane. Ești mai mici, da. Este mai nou. E logic. Poate am venit. Da, căsuțele astea care se fac lângă megapolis, adică acolo în spate sunt depozituri mari, nu știu dacă lumea știe. Noi am fost odată la depozit să luăm niște teracote când făceam... La casă căutam și se face acolo, lumea nu știe, știi? Dar e praf, gălăgie, trec furi, trec... Mereu e împute, adică e gălăgie, mereu, adică ai pe capul tău copil. Da, și colbara, adică... Și căsele sunt astea, townhouse, nu știu cum se numesc. Adică n-au curte, lipite una de alta. Dar sunt mult mai bune decât apartament, între casă și apartament, ca da. Ții minte, eu vroiam. Da, da, mai bine decât apartament și deja, da, între casă și apartament. Dar adică dacă mergeți și căutați casă și vă uitați aici, adică aveți în vedere că după ele sunt depozituri mari de faianță. De idei astea, construcții chiar. Și, da, și materiale de construcție, așa că n-a să aveți liniște pe cap dacă luați acolo casă. Și pe drumul nostru spre Orhei, ești trolebus, îl vezi? Scoatate. Da, unde merg ele? Ori până la Stăuceni trebuie să merg așa. La Stăuceni. Mă cred să merg până la Orhei. Nu le ajunge baterii. Am hotărât să ne ducem la Orheiul vechi. Foarte bine. Să-l mai vedem, că n-am fost de vreo 3 ani acolo. Și după asta cred că să mâncăm. Să mâncăm noi la un loc unde am mai fost, nu odată, la epoca de piatră. Ne place atmosfera, ne place mirosul acolo așa de țară, ne place că e beci. Lemne. Și mâncarea nu era gustoșă. Noi am descoperit toată ce așa, întâmplător. Întâmplător pe drum. Că nu-ți vede, el nu-i pe drum, da. Și da, gustos. Și să ducem, cred, acolo să mâncăm pe urmă. Mâncare tradițională. Odăvnească, procente, sarmale, cărnițe. Sunt puțin mașini, vezi încolo mai mult decât înapoi. Lumea se duce la țară, se vede că mulți. Ce frumos! Da, sunt 5 grade afară, dar e cald, nu-i frig. Nu bate vântul deloc, adică. Că dacă bate vântul și cu 10 grade mi-e frig, știi?
incendiu acolo, de acolo cred că a dat foc la paie lumea. Și se grăbesc așa. Ne-am oprit aici să luăm niște plăcințele. Ne oprim aici în Meriu. Marco. Ariana acolo a dormit. Ne-am oprit să luăm câte plăcințic și am hotărât totuși să ne ducem pe la ferma de iepuri mai întâi, pe drum spre Orhei și de multe ori am spus ca să ne ducem și nu ne-am mai dus. Și așa cum Ariane și lui Alex îi plac iepurii, vrem să trecem să vedem iepurașii. Și dacă totuși ne întârziem puțin, să mâncăm câte plăcințic și mergem mai departe. Am mâncat plăcintă cu cartofi și cu preză, foarte gustoasă. Și ne-am mâncat puțin. Am hotărât totuși înainte de Orhei să trecem pe la iepuraș. Pe urmă când ne întoarcem, o să fim și după mâncare și târziu. Așa că să ne oprim acum, să trezim și pe Ariana. Să ca să... Și dacă spate, da. Nuci izgoie, toate frunzele au căzut. Vara ce frumoasă. Da, vara, da, verde, verde, tot și frumos. Acolo moară este, vezi? Și pădure, aici e toată pădure. Codrii noștri. Parcă e cetate, vezi? Da, vezi. Și să vedem dacă e deschis, dacă... Și dacă te permit. Și dacă te permit și unde e, că e și drumul deja. Excursiile nu sunt ținute, adică nu fac excursii. Mai pe scurt am sunat noi și închis. Da, închis. Așa că bine că n-am trezit-o pe Ariana. Bine că n-am zădărât-o. Da, îmi ducem la Orhei atunci. Și un mic sat, îți trăiește lumea aici. Ariana s-o trezit. Bună dimineața! Salut! Am ajuns noi la Orhei. Noi cu mama am mâncat plăcintă. Da, și tata a mâncat plăcintă. Ieși, stăm puțin afară. Nu cred că ar fi vreo căruță aici, dar noi. Să ridicăm doar drona. Să ridicăm drona așa sus, vedem dacă nu s-a mai schimbat nimic pe aici. Dar cred că nu s-a schimbat nimic. Suntem în Grecia, tot era așa. Da. Sergiu, pregătești drona? O pregătești, da? Dacă... Cât timp n-ai scos-o? N-ai scos-o afară? De mult. Am dat, știi, parcă suntem în Grecia, tot era așa. Iată. Zona muntoasă. Așa. Drona s-a așezat. Și tata trebuie să o pornească. Și s-a dus drona noastră. Ariana afară. Mini, salut! Uite, tata, eu tăcut. A spus că unde ți-a mâinile. Da, fric, unde ți-a unghiile. Nici nu se vede camera, drona. Da, unde este? E undeva sus, nici eu nu o văd, doar tata o vede. Da, tătecu? Super! Aici în cameră, dar deja în video o să fie mai... Mai clar. Mai clar. Unde fost? Hai, alergăm! Să ne încălzim, că-i diu-diu. Like getting blood out.
Sergiu înghețat. Înghețat urechile. Da. S-a fost mai căldut și... Da, poate ne ridicam și mai în sus. O plimbărică la aer curat. Copiii au înghețat puțin, da, Alex? Nu. Nu? Ai spus că ți-era frig. Strângam cu drona și puțin la epoca de piatră acolo. Da. Vedem ce mai este acolo sus. Frumos mâncăm și... Ce ce sur spre casă. Credem că e mai cald, știi, soarele este măcitor. Unde ai scris? Nu aici, nu aici, nu aici, aici. Epoca. Epoca. Piatră. Aha. Super. Hai, Reana, hai. Hai, frig. Frig. Cred că da. Am eu fixat așa ca acesta. Super, vezi? S-a strâns mulți prieteni și au venit cu ATV-urile la epoca de piatră. Da, da, acolo intrăm. Sau ele de mult stau așa, mă timp. Acolo rogul sarai frumos a prins. Restalira. Unde e restalira? Restaurant. Pucă de piatră. Intrăm în întuneric. Păi, ești beci, mă rog. Aici vara când intri, e răcoare. Pentru că e beci, e sub pământ. Da, iarna, respectiv, e cald. Dar acolo asta e și mai cald, că acolo e foc, da. Fericită, știi drumul? Reana, știi drumul? Da. Unde? Nu. Tata a dat cu nasul în geam. Da. Nasul în geam? Da, e foc. Da. Frumos, frumos. Da, da, căldut. Nu-i închisoare. E depozit, e de bara. Prin părți, așa. Da, da. Eu credeam că se deschide așa, știi, înainte sau înapoi. Da, așa e cald. Unde moș Crăciun? A, aici ăștia. Hai, copii. E căldut? Miroase a lemne, da? Super. Așa, bă, așa frumos. Nu, aici e rezervat. Unde este așa? Nu știu ce întrebuiam. Cred că acolo. Că aici văd că e rezervat, scrie. Ce ține? Cine cântă? Cântă? Vreziți din acri ceva? Așa zămești, mulțumim. O, și caldă și așa bine. Pilâna asta, așa zi. Ariana, vin și caldă aici. Super. Ariana a spus să-i chem să-i cânt. Aha. Chem să-i chem, mă, că trebuie să-i plătești. Dar eu nu știu, poate ești rezervați acolo. Stai și cântă la cine vrem. Și super aici. Haideți băcați. Dar la trecutul noi am stat, unde am stat? Mă tinc acolo am stat, prima dată când a venit, ți-mi minte? Așa un miros de lemn, aici așa și cald, cred că s-a dormit aici. Eu mai așa să ne culcăm aici. Eu mai simt că la botez. La botez când, așa căldură. La botez e căldură? Ca la bunica poate vrei să spui? Pelejancă? Mariana, tu ce alegi mâncare? Moldovancă. Moldovancă. Mama a luat aici o pii. Da, viață, vin sec, eu nu pot să-l viață. Alex, Moldova? Ești Moldova? Da. Uite, eu scot capacul. Singur?
Вау, магия! Браво, браво! Что бы ты жал? Да. Мел, он сказал порк. Порк, ну кряда мел причесывали. У меня тоже филеоди буй, малига кубрызика. Да. Картофь пай. Кофта мари. Așteptăm și așteptăm plăcințele și gata, da? Am luat încă 4 plăcinte de astea rotunde. Vinem și plăcințele astea cu brânză, cartofi și varză. Alex într-o mână furculiță, într-o mână plăcințica. Cărnița e gustoasă, îngustată. Gustoasă. Arena numai cartofi mănâncă. Gustoasă, plăcințele gustoasă. Poftă mari, poftă mari. Стукойки. Ну что, сейчас мы Вертеште цак цак цак, нема себе сенеште цак цак цак. Морерица куфуйор цак цак цак, и морар дучи дур цак цак цак. Харяла море пик фрик. А у минус уну. И минус уну, что нцелеешь, все инкиди, уйти, все инкиди, эти апорции. Все апус фрумаз, да? Фуарт фрумаз. Парк сентям девала мари. Побосез, după cald, acolo lemn, somn. Mirosem a fum. Da, Alex cu Ariana. Dispoziția la maxim. Au pierdut acolo. Nu sunt greulează după mâncare. Bye, bye!